Odată cu apariția menstruației, prime menstruații, femeia devine activă hormonal și poate fi aptă de fertilitate. E adevărat că axul hipotalam-hipofizar se maturează mai târziu și nu întotdeauna din primele menstruații înseamnă că poate să rămână gravidă, că sunt cicluri anovulatorii, dar e foarte important ca fetele să știe și să se vorbească foarte mult cu ele. Ce înseamnă menstruația, ce se întâmplă, să nu se sperie, să nu fie ceva, o sângerare să le ia prin surprindere, să nu știe despre ce e vorba și atunci să intre în panică. Deci mama trebuie să aibă o relație destul de apropiată cu fata ca să explice ce se întâmplă cu corpul ei în măsura în care apare prima menstruație. Deci acea descoamare periodică a mucoasei uterului, a endometrului, cum numim noi. În mod normal, ciclul poate varia între 21-35 de zile dacă nu apar probleme și aici, mai ales până, exact cum am spus, până se maturează axul hipotalam-hipofizar, menstruațiile pot fi un pic haotice și asta să nu se intre în panică și să nu se înceapă neapărat să ia hormon că acum are o menstruație și mare peste 3 luni. Nu. Până începe să se maturizeze organismul și să-și intre în adolescență și în maturitate, durează puțin. E foarte adevărat că datorită alimentației a scăzut foarte mult vârsta de apariție a menstruației, adică dacă undeva înainte era după 11 ani, între 11-14 ani, acum sunt fetițe care au de la 8 ani, 9 ani menstruații și știm foarte bine că în carnea de pui există hormoni, așa se și spune, care dezvoltă și mai o altă problemă, obezitatea. Obezitatea care este foarte frecventă în rândul adolescenților. Știm că grăsimea secretă estrogen, care nu sunt totdeauna de bună calitate și care pot da sângerări la fete foarte, ori le perturbă ovarele și fac sindromul ovarelor micropolichistice, ori ajung să aibă sângerări pe care le controlez foarte greu. E foarte adevărat că nu poți să-i faci un copil de 9 ani educație sexuală, că deja intri într-o altă categorie. Dar în măsura în care constați că după 14 ani, când ele au oarecare maturitate și poți vorbi și le poți explica ce înseamnă viața sexuală, discuțiile trebuie să fie destul de libere și destul de fără prejudecăți, din punctul meu de vedere. Asta e valabil și dacă ai un băiat, nu numai dacă ai o fată. Trebuie să explici foarte mult ce implică o viață sexuală. Trebuie să fii foarte atent că, odată, pe lângă sarcina nedorită, bolile cu transmitere sexuală, astea sunt, din punctul meu de vedere, principala problemă. Cum am spus, de la acest HPV care îl găsim la 80% din femei, până la orice altă boală cu transmitere sexuală care poate să creeze probleme, până la infertilități. Deci vreau să se înțeleagă acest lucru, adică o infecție cu clamidia, ureaplasma, micoplasma, netratată la timp, poate să ducă la o infertilitate, poate să ducă la o afectare a trompelor și așa mai departe. De asta, în măsura în care le pregătim pentru o viață sexuală și să înțeleagă ce înseamnă, din punctul meu de vedere nu ai contracepția care te ferește de o sarcină, dar din punctul meu de vedere mai util este un prezervativ. Pentru că, așa cum am spus, bolile cu transmitere sexuală sunt foarte frecvente, HPV, ce am spus, clamidie, micoplasmă, ureaplasmă, poți să faci o garnere la un tricomonas, toate astea care nu sunt lucrurile cele mai plăcute care ți se întâmplă după ce ai avut un contact sexual. Și trebuie să fii pregătită să știi la ce să te aștepți. Odată cu menstruația, de fapt, începe și dezvoltarea caracterelor sexuale secundare, în sensul că încep să dezvolte sânii, pilozitatea și fetele trebuie să știe și să nu se sperie și să le ia ca atare. Sunt modificări ale organismului care intră în normal, care intră în evoluția firească a unei femei de la pubertate, adolescență până la maturitate. Dacă nu este o relație foarte bună între mamă și fiică, e greu să o aduci la timp și nu neapărat să-i faci un consult ginecologic, ci tocmai să ai o discuție în ceea ce poate să urmeze, pentru că nu poți, actul sexual nu poți să-l previzionezi, o să am la data de, pe ora de și așa mai departe, nu știi când se poate întâmpla. Și atunci e bine să fie pregătită cu tot ceea ce urmează și tot ce poate să însemne asta în viața ei. Și atunci, o discuție preliminară, chiar dacă nu și-a început viața sexuală și nu-i faci un control propriu-zis, e bine să o ai, să vină după 15 ani, zic eu, când poți să și începi să faci vaccinările. Acum și sunt și mai devreme, de la 11 ani se începe cu vaccinarea HPV, dar Mă rog, după 15 ani, 16 ani, când deja se impune și vaccinarea HPV, care este foarte indicată, exact cum am spus, pentru că 80% din femei sunt purtătoare de HPV și vaccinarea ajută foarte mult, ca orice vaccin, nu neapărat că te vindecă, dar crescându-ți imunitatea, automat este o evoluție mult mai bună a oricărei boli, leziuni și așa mai departe, tot ce produce HPV în organism. Cam după 15-16 ani e bine să vină la o discuție cu ginecologul pentru a-i se explica exact etapele ce să urmărească, să stai de vorbă în ceea ce privește ciclul menstrual al pacientei respective, că unele au la 28, altele la 35, să le spui care ar putea fi perioada fertilă, și asta ar însemna în ce perioadă se ferească, pentru că vor sau nu vor sau au sau nu au prezervativ, trebuie să iei măsurile de siguranță pentru a nu se alege cu o sarcină nedorită.